Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În duminica trecută a avut loc ziua de rugăciune pentru Ierusalim și pentru Israel. Stăm de vorbă prin telefon cu rabinul comunității evreilor mesianici din România, domnul David Noghi. Care este scopul acestei zile de rugăciune pentru Israel? Shalom tuturor! Shalom! Scopul acestei zile este una profetică. Și am putea să spunem că este una de un fel de datorie, ceea ce ar putea să mire pe mulți ascultători, dar în contextul faptului că această zi de rugăciune a fost făcută mai mult și organizată de către credincioșii creștini, pentru că evreii se roagă, noi evrei ne rugăm, atât evrei mesianici cât și evrei ortodoxi, cum numim, ne rugăm tot timpul zilnic, avem în rugăciunile noastre Israelul și Ierusalimul. De aceea această zi a fost dedicată pentru lumea creștină. Și lumea creștină are, cum am spune, o datorie față de Israel. Dacă citim cu atenție scrisoarea către Romani, în capitolul 11, prin alunecarea noastră au primit iertarea, mântuirea, salvarea, și este un fel de datorie, de recunoștință, pe de o parte, a se ruga pentru Israel, prin care s-a primit mântuirea și mai exact prin Yeshua din Nazaret, care este evreu, s-a născut în Israel. O altă latură a acestui lucru este că este o nevoie mare pentru rugăciunea pentru Israel, pentru că Israelul totdeauna a fost și încă este și va mai fi o bucată de vreme prigonită, neînțeleasă sau greșit înțeleasă, și nevoia este și din cauza, cum să spunem, pericolelor teroriste, sinucigașe sau atacuri din partea unor țări sau altele, războaie și așa mai departe. Nevoia este multiplă. O vedem fizic, o vedem spiritual. Israelul încă nu crede în totalitate în Salvatorul Yeshua din Nazaret. Pentru aceea este nevoie de rugăciune. Și tot timpul trăim în aceste pericole, dar cel mai important lucru, ca și subiect de rugăciune când ne rugăm pentru Israel și pentru Ierusalim, este pacea, să avem pace și salvarea, mântuirea tuturor evreilor. Dacă vorbeați despre pericole, există și teamă acolo? În sud, Egiptul este un focar de instabilitate. În nord, Siria, deja de 2 ani măcinată de război civil, fâșia Gaza, Iranul amenință în continuu cu bomba atomică. Există și teamă? Și Siria, mai recent. Cu bomba atomică? Siria. Oricând, conflictul din Siria s-ar putea extinde peste Israel, mai ales că Siria este susținută tot de țările arabe și Hezbollah și așa mai departe. Există un stres continuu în Israel. Și sunt mulți creștini care pleacă în Israel, vin cumva dezamăgiți. Ei cred că acolo vor găsi un popor sfânt, pentru că ei citesc Scriptura și citesc despre evrei și, într-adevăr, am fost și rămânem poporul ales. Dar ei nu conștientizează faptul că acolo trăiesc oameni nenăscuți din nou, oameni lumești, care sunt supuși la niște stresuri și pericole care întreg cam orice zonă din lume. Înconjurat de vrăjmași, în interiorul Israelului, tot timpul teama din cauza atentatorilor sinucigași, că oare astăzi, și asta e o teamă zilnică a părinților din Israel, oare astăzi îmi ajunge copilul acasă cu autobuzul? Sau va veni din nou un sinucigaș și va veni poliția să mă anunțe că fiul sau copilul meu sau fetița mea a fost victima unei atentat? Este stresul foarte mare, oamenii merg la psiholog și refulează în distracții. Și atunci, mulți creștini care merg acolo au o imagine greșită despre societatea israeliană de astăzi. Ei spun că sunt oameni destrăbălați, lumești, ceea ce este adevărat cam pentru orice popor din lume. Dar aceasta este și un mod de a refula, un mod de a se descărca de stresul acela continuu. Există psihologi în armata israeliană care consiliază soldații, care fac ani de zile de armată și văd ce văd acolo și prin stresul și conflictul acela. Dar tot la fel ca și ei, cam toată populația trăiește în stresul acesta. Mulți își aleg vacanțe mai lungi și încearcă să iasă în afara Israelului,
să mai iau o gură de aer și după aia înapoi în stresul respectiv. Cu toate acestea, majoritatea dintre evrei sunt credincioși. La nivelul lor, în contextul lor, se roagă toți pentru pacea Israelului și a Ierusalimului, încearcă să facă niște compromisuri cu țările din jur, pe care deja sunt chiar nebunești, să folosim cuvântul acesta, încercând să cedăm teritorii la niște oameni care și anul acesta în Egipt, Mahmoud Abbas, liderul palestinian, a zis că ei nu se vor opri din cauza lor până când va mai exista încă un singur ultim israelian pe teritoriul Israelului. Deci declarație. Deci ei nu doresc să se oprească până când mai există un singur evreu acolo. Declarația lor este clară și este evidentă, dar este și manipulată și mascată chiar de marile agenții de presă. Exact. Este foarte interesant. În opera, în celebra operă Scripcarul pe acoperiș, este o replică la fel de celebră a lui Tevie, un evreu de undeva din Rusia, care spune: Doamne, știu că ne-ai ales, dar mai alege din când în când și pe altcineva. V-ați fi dorit așa ceva? Există tendința. Există tendința acestui lucru, dar evreul conștient de rădăcinile sale nu-și dorește acest lucru în mod practic. Însă cunoaștem foarte mulți evrei care, și se spune că este o boală specifică evreilor, că își urăște propria naționalitate. Asta derivând din faptul că este poporul ales și majoritatea popoarelor din lume invidiază, persecută și ne-au făcut ce ne-au făcut de-a lungul istoriei. Deci sunt mulți evrei care își ascund identitatea, care nu vor să audă că ei sunt evrei sau că au rădăcini evreiești, și există acest fenomen între evrei, care se spune că este mai puternică la evrei decât la oricare alt popor. De ce credeți că este această unitate, uniune a marilor forțe, inclusiv Uniunea Europeană și, cum spuneam, inclusiv marile agenții de presă, unele dintre marile agenții de presă, parcă s-au unit special împotriva Israelului? Dacă Israelul se apără, este vinovat. Dacă ceilalți îl atacă, se trece sub tăcere. Da, deci recent Ban Ki-moon, liderul Națiunilor Unite, a recunoscut că a existat și există de ani de zile o împotrivire, o dușmănie și o nedreptate aplicată din partea însăși Națiunilor Unite față de Israel. Noi nu ne mirăm de aceste lucruri. Dacă putem spune așa, ne-am obișnuit cu ele. Realitatea este că antisemitismul în lume provine de la vrăjmașul comun pe care noi credincioșii îl identificăm ca fiind Satan. Oamenii din lume nu știu ce au cu Israelul. Ei inventează tot felul de chestii, începând de la conspirație mondială până la problemele financiare, destabilizarea economică, evreii bogați, se devină evrei pentru orice. Acestea sunt lucruri de suprafață. La rădăcină este Satan. Satan care vrea să distrugă, a vrut să distrugă poporul evreu, pentru că din poporul evreu a provenit Mesia și poporul evreu a fost și va trebui să fie din nou lumina națiunilor. De aceea el întărită națiunile. Avem mai multe pasaje în Haidgalut, în Apocalipsa, unde dorește să ucidă și femeia, și pruncul, femeia fiind Israelul, cu cele 12 stele în jurul capului ei, sunt cele 12 seminții. Iar pruncul pe care l-a născut și care a fost luat la Dumnezeu a fost Iesua, care a murit și a înviat și acum este la dreapta lui Dumnezeu. Dar pasajul ne spune că femeia a rămas pe pământ. Asta înseamnă că cele 12 seminții au rămas pe pământ. Și spune Scriptura că balaurul sau dragonul a încercat în continuare să o ucidă, dar ea este protejată. Sursa antisemitismului și aceste împotriviri în lume, oamenii fără să-și dea seama, este o cauză spirituală. Și cauza spirituală este însuși vrăjmașul lui Elohim, vrăjmașul lui Dumnezeu, Satan. De ce credeți că în majoritatea universităților teologice, în majoritatea instituțiilor unde se studiază Biblia, sunt studii pe diverse capitole și teme din Biblie, de la antropologie până la studiile profeților, dar nu există un studiu special, ceva de genul israelologie, cu toate că Biblia în proporție de 70% vorbește despre Israel?
Din păcate, totul pornește de la o invidie care exista încă pe vremea când primii emisari, primii apostoli erau prezenți în viață, așa, aici pe pământ, și de aceea avem scrisoarea către Romani, capitolul 11, care avertizează credincioșii dintre neevrei să nu se îngânfe și să nu se laude față de ramurile naturale. Deci deja pe vremea apostolului Pavel, cum este numit în creștinism, a apărut antisemitismul din partea credincioșilor creștini și încă apostolii erau în viață. Acest lucru se datorează unui sentiment pe care invidia am putea să o numim, o invidie față de faptul că este poporul ales fizic al lui Dumnezeu. Unii n-au putut să trateze corect în ei înșiși, în părtășia lor cu Dumnezeu, acest lucru și a deviat într-o invidie. De aceea, subiectul Israel este tratat foarte puțin în creștinism, iar în unele denominații ale creștinismului este total greșit predat și interpretat. Și aici intervine o doctrină care este foarte periculoasă și a dus la foarte multă ură, ucidere și exterminare a evreilor, o doctrină pe care noi o numim teologia înlocuirii sau substituirii, care spune că odată cu învierea lui Iesua, Israelul a fost lepădat, Israelul fizic, după trup, poporul evreu, a fost lepădat de Dumnezeu și a fost înlocuit cu biserica și cu creștinii din națiuni. Există un cult creștin, nu spunem denumirea pentru că nu vrem să se interpreteze că lovim într-o denominație sau alta, care încă până prin anii 60 și ceva, 1960 și ceva, această biserică a avut în cateheză, în doctrine, faptul că evrei nu sunt nici măcar ființe umane, ci sunt demoni încarnați. E atunci nu ne mirăm că adepții sau membrii acestui cult creștin, care este una istorică de mii de ani, au considerat că a ucide evrei este o faptă bună și îl glorifică pe Dumnezeu. Da, la final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, pentru că vorbim despre Ziua Mondială de Rugăciune pentru Pacea Ierusalimului și a Israelului, o rugăciune în limba ebraică și tradusă, și o să vă rog și în limba română, dar înainte de aceasta aș vrea să vă mai pun o întrebare. Care este legătura între Domnul Iisus Hristos, Yeshua, și poporul Israel în acest moment? În acest moment, mișcarea evreilor mesianici, în ce stare se află? În acest moment, atitudinea lui Yeshua Mashiach față de poporul evreu, în general, este una de mirele care s-a sacrificat pentru mireasă. Dar acest lucru este la alegerea fiecăruia, dacă va decide sau nu să facă parte din această mireasă. Într-un sens mai restrâns, pe lângă faptul că a murit pentru tot poporul evreu, o relație extraordinară o are și cred că se bucură de existența evreilor mesianici, care suntem într-adevăr originea sau rădăcina a ceea ce a început el cu jertfa lui pe cruce, după care a introdus și națiunile în această mântuire și în această rădăcină. Putem să spunem că relația noastră este de o creștere continuă cu el și sperăm și credem că el se bucură de acest lucru ca împlinirea profețiilor și ca o chestiune care va culmina în revenirea lui. Iar la un moment dat ne încredem în versetul tot din Romani, capitolul 11, care spune în Scripturi că tot Israelul va fi salvat. Deci astfel de afirmații nu există cu referire la niciun popor din întreaga lume. Corect. Și există una singură în Biblie. Tot Israelul va fi mântuit, va fi salvat. În asta ne încredem și credem că și Yeshua din Nazaret se bucură și abia așteaptă acest moment. Așteptăm să vedem momentul când picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor. Da. V-aș ruga acum să înălțăm o rugăciune și în limba ebraică și tradusă și în limba română. Va fi o binecuvântare pe care este foarte cunoscută și foarte importantă în credința iudaică și care spune cam tot. Este o binecuvântare scurtă, o să spunem în ebraică și traducem în limba română. Este vorba despre ceea ce spuneau evreii timp de mii de ani, anul viitor în Ierusalim? Nu, aceea este o urare, Hashana Aba Yerushalayim. Aceasta este un fel de binecuvântare care include faptul că îi mulțumim lui Adonai că suntem în viață. Poporul evreu am învățat să supraviețuim.
și să-i mulțumim lui Adonai pentru fiecare clipă de viață și pentru fiecare moment. Și prin orice greutăți am trece, și în prezent, ca și statul Israel sau poporul evreu, noi îi mulțumim că ne va ajuta să trecem peste. Și îi mulțumim că împreună cu el vom avea victorie asupra tuturor lucrurilor. Să ne rugăm. Baruch ata Adonai Eloheinu, melech haolam, shehechiyanu vekimanu vehigyanu lazman hazeh. Beshem Adoneinu Yeshua Mashiach. Amen. Traducerea spune așa: Binecuvântat ești tu, Adonai, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai ținut în viață și ne-ai păzit, ne-ai păstrat și ne-ai dat ocazia să trăim și clipele și vremea aceasta. În numele lui Yeshua Mashiach. Amen. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am discutat prin telefon cu rabinul comunității evreilor mesianici din România, domnul David Noghi, despre ziua de rugăciune pentru Israel și pentru Ierusalim, pentru pacea Israelului și pacea Ierusalimului, zi mondială de rugăciune în lumea creștină, care a avut loc în duminica trecută. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!